Continuăm online cu domnul dr. Nelu Tătaru, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților. Domnule președinte, aveți cuvântul, bună ziua! Mulțumesc, bună ziua, bună ziua tuturor, mulțumesc încă o dată de invitație. Onorat să mă aflu în aceeași prezență de câțiva ani încoace. Nu încep fără să felicit sau să-i mulțumesc și pe domnul dr. Andrei, domnului Laszlo Gorbei, pentru perseverență și eficiență în toți acești ani și în ultimul rând doamnei Ioana Țigănescu, care prin insistențele ei cred că ne ține și aproape și ne face să vedem și eficiența, dar nu numai eficiența, dar și realitatea în urma acestor summituri. Vorbeam încă din 2020, în care în plină criză sanitară, economică, socială, urmată apoi de o criză a războiului din Ucraina, cred că fiecare dintre noi căutăm să ne găsim locul în aceste summituri. Componenta sănătate a fost de la început una care a ținut un cap de afiș în condițiile în care, oricât am încercat noi să protejăm România sau să facem o lume mai bună, nu o putem face fără a avea, să spunem, o stare de sănătate a nației și sănătatea în gândire cu planurile pe care le avem de făcut. Încerc să abordez această componentă sănătate tot la fel de chirurgical ca și profesia pe care o am și să încep cu câteva idei pe care probabil le vom discuta în zilele următoare. Ce înseamnă într-o sănătate în care vorbim de subfinanțare, un asigurat, neasigurat, în contextul unui drept constituțional la sănătate? Ce înseamnă o prevenție, ce înseamnă un curativ, ce înseamnă o interferare a privatului cu publicul în acordarea unui serviciu medical de calitate, ce înseamnă strategie, ce înseamnă inovație. Avem un plan național de combatere a cancerului, avem strategii pe sănătate până în 2030, avem strategii de tratament în bolile cardiovasculare, rămâne totuși pe primul plan mortalitatea în cardiovascular și pe locul 2 mortalitatea din cancer. Avem încă o mortalitate evitabilă pe care încă nu știm să o gestionăm la nivel de România. Avem o finanțare care pe an ce trece, vedem din buget că avem, cel puțin pentru Ministerul Sănătății, anul acesta cu 44% mai mult, în fondul unic cu 4,4% mai mult și avem o legislație care ar trebui să statuteze o evoluție a noastră în acest domeniu. Cred că pe toate aceste paliere pe care le-am descris putem lucra sau putem veni cu inovații, să le spun așa, în următoarea perioadă. Starea de sănătate este cea care va rămâne o componentă care va da și starea unei națiuni. Că vrem, că nu vrem, în condițiile în care se întâlnesc profesioniști, specialiști în diferite domenii, rezultatul trebuie să fie cel în care declicul trebuie să se vadă. Spuneam că 2021 ar fi fost, cred că, momentul cel mai prielnic pentru a face o reformă în sănătate. Treceam după o criză sanitară, populația era mai ușor accesibilă la niște măsuri de reformă mai dure și nu era nici an electoral. Dacă mă întrebați pe mine, 2024 rămâne un an destul de greu de gestionat pentru a face reformă în orice domeniu, iar 2025, pentru un nou guvern care va veni, va fi destul de dificil dacă nu-și va propune, într-adevăr, să facă o reformă în sănătate. Continuarea discuțiilor în acest summit va trebui să meargă totuși pe aceste componente în care legislația să rămână prioritară pentru a da un ton la ce vrem ca și strategie pe perioada următoare. Finanțarea, vom vorbi, cred că, mulți ani de acum înainte de o subfinanțare a sistemului medical, dar cred că fiecare dintre noi va trebui să gestionăm un management și o componentă de cheltuire a banului public în sistemul medical. Spuneam în urmă cu 4 ani de zile că managementul care îl avem în spitalele strategice în acest moment va trebui reevaluat și 80% din managerii care sunt, cred că n-ar trebui să mai fie acolo. Atâta timp cât vrem să asigurăm un serviciu medical pacientului român, dar încă nu suntem siguri dacă inerția ne lasă să facem acest lucru în condițiile în care spitalul este o componentă care dezvoltă locuri de muncă sau dezvoltă serviciul de sănătate. Atâta timp cât nu vom ajunge să mergem la unitate medicală pentru unitate medicală în sine și vom merge tot după un medic care aduce pacienții aducând pacienți la rândul lor, cred că nu vom face acel pas spre o condiție pe care să putem reda societății românești. Avem în momentul acesta o competiție între public și privat. Trebuie să înțelegem că interferarea serviciilor publicului cu privat, mai ales în patologii cum este cancerul, va trebui să existe, iar finanțarea și publicului și privatului va trebui să se facă pe serviciul medical acordat.
Mă reîntorc și cred că ar trebui să discutăm foarte mult pe componenta sănătate, de ce înseamnă medicina primară și ce înseamnă prevenția. Cred că pentru o societate realmente sănătoasă va trebui să învățăm să prevenim o boală și nu să o tratăm. Condițiile țin doar de noi, efectiv, fiecare domeniu contribuind aici într-o relație cu sănătatea în dezvoltarea acestei componente. Mulțumesc pentru posibilitatea de a avea această intervenție și stau la dispoziție și în următoarele zile pe panelul de sănătate. Mulțumesc tare mult! Mulțumim frumos, domnule președinte! O zi bună vă doresc în continuare!